Bă, Beni, lupul, bă, bă! Bă! Ia uite, bă, avem și artificii, ce crezi? Avem și artificii, să ne petrece ca de Revelion acum. Te sărut cu apa? Mă sărut cu apa. Bă, oameni, nu cere, mă, că mă răspundă. Ține, te dă bine, bine. Era și bine v-a regăsit la un nou vlog. Ei bine, dacă în vlogurile anterioare v-am obișnuit să le facem pe timp de zi, ei bine, iată că acum ne-a prins noaptea. Și astăzi am avut o misiune mai specială, deoarece am urcat oi în munții Rătezat. Iar eu am coborât ca să aprovizionez ciobănașii cu mâncărică. Și în orice mâncărică le-am luat pizza la băieți și alte cele ce am mai băgat mama Geta ca merinde. Și iată că m-a prins noaptea, pentru că am mers vreo 50 de km pe jos. Iar această misiune continuă, pentru că am rămas fără combustibil la ATV. Și l-am chemat pe nimeni altul decât Dori filmează, să mă aprovizioneze cu niște benzină, da, să reușesc să urc acolo. Muntele. Poți să urci până acolo? Eu sper că pot să urc, e cam anevoios drumul. Pe Dori că o să-l las să întoarcă cu duba înapoi acasă. Ia uite că am făcut plinul și n-am simțit, nu mai am nici simțul. O simțiși? O simții. Așa, am făcut plinul, deci fără benzină n-am cum să rămân. I-am băgat ca lumea. Dori că o să întoarcă înapoi acasă cu duba, iar eu o să îmi continui drumul spre vârful muntelui ca să găsesc pe băieții mei să duc de mâncare, că-s flămânzi săraci, cred că m-au înjurat până acum de mama focului. Și ce mai, sper să nu mă întâlnesc cursul, sper să nu mă pierd și să meargă bine AVT-ul acesta, deoarece l-am tot avut la reparat și o să revin de acolo din vârful muntelui, deoarece s-a făcut foarte târziu și mă așteaptă băieții mei să-i dăm drumul. Vreau să vă prezint ce costumați am eu la ATV. Nu cred că are nimeni în țară. De fapt, în Europa, în lume, nu are nimeni costum cum am eu la ATV. Costum de piele, tati, și în orice piele. Piele de oaie, bruză de oaie. Cam asta o să îmi țină mie protecție și căldură până urc sus. Deci că ești moș Crăciun. Nu pentru că nu am costum de ATV, și pentru că în ăsta o să dorm eu la noapte acolo sus în vârful muntelui, deoarece nu avem acolo colibă, nu avem absolut nimic. O să duc ăsta și câteva pături la băieți și în seara asta sperăm să nu înghețăm acolo, deoarece este destul de frig aici la munte. Pentru că mâine o să punem pe picioare o colibă sau un cort, ceva, vedem ce punem acolo, poate facem o căbănuță mai mică din lemn. Dar până să ajungem acolo, mergem pentru că ne-a prins noaptea și așteaptă băieții, după cum v-am spus, flămânzi, săraci, somnoroși. Sper să nu coboare, să lasă oile singure acolo. Și acum am rămas singur. Revenim. V-am spus că suntem bine, suntem forță. Am vorbit degeaba. Am escaladat tot muntele, fraților, și mai am un pic până la băieții mei. Am văzut deja, mi-am făcut semn cu o lanternă. Și îmi pare rău că n-am putut să vă arăt pe unde am urcat și ce abrupt a fost drumul, prea și ce anevoios. Pentru că trebuia să țin ambele mâini pe ghidon la ATV. Dar mâine pe zi o să-mi pun GoPro-ul pe cască. Pentru că în seara asta, din păcate, mi-am uitat casca acasă. Dar mâine pe zi o să pun casca în cap, o să pun GoPro pe casca și să vă arăt pe unde am urcat. Nici nu o să vă vină să credeți. Și mie mi-a fost puțin teamă, mai ales că e puțin noapte, dar acum am scăpat, deci a fost mai greu. Și este mai drept, după cum vedeți. Nu am fază lungă, doar scurtă. Dar imediat ajung la băieții mei. Ce faci, Nero? Ce faci? Ce faci, tati? Ce faci, tati? Ia uite, Nero iese în întâmpinarea mea. Ia uite ce dulău mare avem aici în față, pe venisorul nostru.
ursul. Nu, mă leam în cap. Nu vom mânca. Dar ce singur? Sunt singur, cu ce ai crezut că sunt? Eu am crezut că ești cu bea, cu ăla. Nu, singur, singur, că am avut bagaje pe ATV. Bă, mă! Nu știi. Deci băi, după cum vedeți, este foarte curajos. Astăzi a urcat cu mine pe jos și a rămas aici să-mi țină lanterna pentru că am ajuns. Ce zici, da, Ioane? Da. Toate bune! Toate bune? Da. V-am găsit cu bine, vezi, până da. La urmă. Păi, de ce ursă vine când avem noi urși ăștia aici? Ce bun, vrei să dai cu ATV-ul? Da, vreau să mă dau cu ATV-ul. Seara asta nu ne mai dăm, seara asta facem foc de tabără și dormim. Da. Să zici față. Hai să le văd. Lasă-l un pic pornit ca să mă oprim de prima, că e foarte calm motorul. Am urcat? Mă, bun, am urcat bine. Dar ai drapat? Ia, m-am vrea, mi-i poate. Am drapat, era să mă răstorn, bă. Deci nu glumesc, chiar era să mă răstorn pe unde am urcat în seara asta. V-am spus că să vă prezint traseul mâine, este unul foarte, foarte greu. Chiar și pentru profesioniștii de motocross. Vă provoc să veniți pe traseul ăsta. Blitzul meu nu bate chiar atât de tare. Dar după cum vedeți, acest peisaj vi l-am prezentat și anul trecut pe timp de zi. În seara asta ne bucurăm de cerul ăsta senin și frumos. O să facem un foc de tabără, o să mâncăm, o să ne încălzim și o să dormim aici sub cerul liber, în natură. Ce ne putem dori mai mult de atât? Și anume că ne putem bucura de aceste minunății pe care le-a lăsat Dumnezeu. Deci băieții, v-am adus pizza, nu v-am adus orice pe tine. Bă, este grijanul de la școală, vă omor! Chiar dacă suntem în vârful muntelui la cota 2000, totuși ne respectăm, mâncăm pizza. Sanchi, la mișto. Pentru că, sincer, ne-am săturat de ceapă, brânză, mămăligă, roșii, brânză. Băieții, acum că am mișto la vârf, cu simt să încesc, ca când vârful muntelui ne respectăm cu pizza, da? Ești pe Ioana! Am mâncat pe una, că eu am mâncat și una pe Ioana. Ioane, tati, poftesc, da. Neaoasă, oprim ATV-ul, o să fac niște lume să facem un foc. Fii atent aici. Am găsit apă de izvor, nici de gagici nu mai ne e dor acum. Apă de izvor, uite pe mine. Ia vino aici, domnul cameraman Ionuț. Dori filmează, l-am băgat în concediu, filmează Ionuț aici la munte. Ia uite aici, arată, tati. Sub piatră, din inima munților. Ce aqua carpatica, ce vorbești, frate. Asta, sănătate curată. Dar din capac, frate? Din borcane am ajuns să bem. Bea, bea. Apa de izvor. Ai băut două pahare de apă de asta, frate. Și ești tank rusesc. Vai, bună, bine, bună. Vreau un pahar. Și rece, și de la sursă. Asta, e bună apa. Nu, am 50, domnule. Uite că are și bani, Beni, în vârful muntelui. Așa. 10 lei borcanul de apă de izvor. Te rog frumos. Mai dăm una așa din parte ca să-i. Hai că-ți mai dau. Mai lasă tu ceva ciubuc aici la barman. Ceva ciubuc la barman ai? Că ăștia trebuie să trebuie. Bă, ai aruncat apa prețioasă, bă, eu ce mai beau? Ține. Păi, bravo, tinere. Așa. Băi, mamă, bune. După atâta pizza, s-a făcut sete. Înțeles. Hai, noroc. Vă pupăm de aici, din inima munților, retezat, fraților. Asta e retezat? Păi, aparține de retezat muntele ăsta, da? Nu știu exact cum se numește muntele ăsta, dar aparține de retezat. Ceară. Și suntem undeva pe la cota 2000. Domnul cameraman ține mai dreaptă camera, că ne văd vizionatorii noștri. Trebuie să ține gâtul așa ca să ne vadă bine. Băi, negru tot. Nici nu mai ridesc pe. Gata? Ai pauză, domnul cameraman, bea și tu apă. Și hai să mergem să facem foc. Ne apropiem de încheierea acestei serii cu pași repezi. După cum vedeți, am încins un foc de tabără corespunzător. Ce faci, Beni? Bă, vezi că e mai mare butucul ăla decât tine. Mai mare, dar am putut să-l ridic. Câte chile are? 60. Ia ce puternic e Benia meu. Eu am zis că Beni e forța României, nu m-a scăzut. Da-mi să-l pun acum pe foc. Măcar ce l-a ridicat. Pune butucul ăsta, ne ține de cal până dimineață. Poate. Ce crezi? Nu s-au așezat. Nu intre acolo. Dacă mai pune de-o.
Hai, mamă. Ia încolo, nu, să se bagă și prin foc. Las, că e bine, așa, arși. Hai, perfect. Ia uite, mă, avem și artificii, ce crezi? Avem și artificii, să ne petrecem ca de Revelion acum. Hai, băieții, Ioane, trebuie să-ți măresc salarul, că e și cameraman acum. Ne punem pe lângă foc, frigem o bucată de slană. Eu vreau să mă afum, că e mai negru. Vrei să te afum? Las că ești destul de afumat, nu te mai afum. Vrei să te faci mai negru? Da. Și eu sunt negru, de-aia mă feresc de foc. Da. Dacă dă fumul pe mine, fac tuci. Degeaba, trebuie să nu mai mâncăm brânză atunci. Păi las că mâncăm brânză, că brânza ne albește, că e albă. Da, ne bucurăm și de focul de artificii. Hai să creștem niște slănină. Să ne culcăm și puțin. Și să ne bucurăm de seara asta din plin. Trebuie să vorbim în șoaptă. A dormit al nostru pe ATV-ul. De când am urcat cu ATV-ul, nu s-a mai dezlipit de el. Bă, Beni, lupul, bă, bă! Bă, 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 bă! Era bă, stai, mă, că era bă, bă, brișcă. Bă, ce faci de leule pe ATV-ul, dormi? Bă, ce lupul, hai aici să mâncăm slănină prăjită, ce bă, faci, bă, dormi? Bă, la oră noaptea, cât o fi ceasă, ce că numai, slănină, numai nouă noaptea. Bă, oameni, nu stai, bă. Ia, uite ce faci să testezi. Mă trebuie să văd colo de dimineață. Lasă-mă că dimineață ne grăbim. Încât se bagă în cojoc. Bă, somnoros ești, bă, nu te mai iau cu mine la munte dacă mai dormi. Bă. Păi am aici să dormim. Dar ce se fac, bă, eu stau, eu strigoi ca să mă trezesc la urmă. Bă, Beni, avem timp să dormim pe lumea alaltă. Ia uite ce oane, te rog, prezintă slănina aici. Ne vă rugăm frumos, ia uita, slănina de firmă mare. Auză, a venit lupul, bă. N-a venit, bă. Păi tu ce faci? Adormi pe ATV-ul, după te doare spatele dimineață. Ți-l cresezi o de asta de slănină, o bagi pe un băț. Și-o pun aici. Că nu-ți mai trebuie nimic. Uite aici, tati. Așa, tati. Uite, vai și amare mai coaptă, da. Vă salut pe toți. Mamă, că și crud e bun ăsta. Ia de-te gust eu. Ia gustul. Da, așa. Ia. Bă, te-ai speriat era să te lovești de brișcă, bată-te. Bă. Ce-ai tresări? Stai confortabil pe ATV-ul, pus să dorm pe el. Că o saltea. Mamă, ce bună e slănina asta, mâncă. Ești talentul ei. E mama Geta. Da, deci asta este slănina chiar de la sursă, de la porc crescut de țară, frumos, slănina. Și eu nu prea sunt cu slănina, cu grăsimile cu astea, dar asta chiar e, ce e de vis. Ia bag-o aici. Bă, bă, dar ce cu bâțul ăsta așa urât? E ca un strâmb. Un pic ca strâmează din stâna aici. Ce băț urât ai făcut. Bă, stă, bă, dar te porți ușor cu ea, da? Bun, te porți ușor. Bă, eu sunt primul, ia să vedeți? Se te filmează, nu? Ha? Te descurci? Așa, tati. Foarte. Ești, ce? Na, bă, mi s-o cănii, bă. Hai aici, Ioni. Păcate, nu mai e focul ăsta cum trebuie, uite-mi s-o cam. Nu sunt toate direcții, dacă îl reparăm. Așa. Păcate, așa trebuie să negrească un pic. Așa neară, așa maro, mai maro decât da, mine. Da, mă, se negrește un pic, se prăjește bine, o lăsăm să răcească și după aia mâncăm. Astea sunt tehnici de supraviețuire cu Iancu, Sterp și Beni, nu mai. Pe Bear Grylls s-a dat afară de la Discovery, urmăm noi să vă prezentăm tehnici de supraviețuire. Fac ce mai greu, vine a prezentat direct la Survivor pe canal de. Acum urmează să plecăm pe Discovery și eu ia suntem. No, de la 1 noaptea mă sculați pe mine ca să vă fac eu. Ca să înțelegeți de ce ne-am descurcat eu și fratele meu atât de bine în Dominicană, în junglă. Pentru că noi suntem obișnuiți cu jungla, cu jungla românească aici. E tocmai o junglă, este o pădure, dar ne-am făcut antrenamentul aici de mici, așa că ne putem adapta în orice situație și să facem față cu brio. Lapte bio. Și de asta eu îl călesc acum pe Beni de mic, pentru că atunci când o să fie mare, vreau să fie campion. Vreau să fie forță, campion. Te duci la Survivor, Beni, când ești mare, ce zici? Da, mă duc. Dar de data asta vreau să vii cu trofeu acasă, da? Eu vin. Aoleu, l-am scăpat slănina. Cum ar veni a ieșit din Survivor? Uite, Beni a rămas campion și a făcut. Da, uite, Beni a câștigat runda cu slănina, eu am pierdut-o. Uite, mama de rezervă, mama o viață. Nu-i corect. Vă pupăm și vă salutăm cu drag pe toți, indiferent unde v-ați aflat, pe toți românașii noștri, fie că sunteți în Germania, Elveția, Spania, Italia, Anglia, pentru că am văzut comentarii din toate țările la vlogurile noastre. Vă salutăm, vă urăm spor la treabă în tot ceea ce faceți, vă mulțumim că ne urmăriți și țineți aproape pentru că
o să revenim pe YouTube cu cele mai noi vloguri. Vă pupăm! Da, dacă v-am spus noapte bună, vă spunem și bună dimineața, tot de aici, din inima munților. Înainte să plecăm acasă, mai aducem cele trebuincioase pe aici, spălăm pe față, care se face dimineața, și bem niște apă cu iorare din aia bună. Te sărut cu apa? Mă sărut cu apa, Mini. Bravo. Așa sărut la mea, de mult. Mamă, mamă, te cred. Forță! Super forță! Poate vei o bă, pe unde am urcat. Tot nu vine, cred? Unde am urcat. Și acum urcăm panta asta. Bă, am mers în cele, mă, că mă... Hai jos! Ține, ține, filmare! Ce faci, o, Ioane, mă? Du-te jos! Așa! Lanterna, om, a căzut! Nu, lanterna a căzut! Nero! Ce mă, bă? Băi! Asta-i buta ta, Beni? Forță! Pleci, gata? Că las pe amândoi are șef de turmă, da. Mă duc și mă întorc cu jeepul, da. Să aduc, da. Să facem cu liba aia. Da. Să merg acasă, să vin cu jeepul, să aduc mai multe chestii, să facem o căbănuță frumoasă aici, să vedeți, să facem.